Bună seara, vreau să vă vorbesc despre experiența cu plastiile mitrale din clinica noastră. Cum toată lumea știe, plastia reparatorie este de preferat în locuirii valvulare mitrale atunci când este posibil. Asta înseamnă că avem un substrat valvular corespunzător prezent și avem o echipă experimentată care poate realiza condițiile necesare pentru realizarea acestei plastii, care include cardiologul, care evaluează pacientul, care îi face o ecografie corectă, anestezistul și chirurgul cardiac. Studiul realizat retrospectiv în clinica noastră, am luat pacienții cuprinși între anii 2007-2012 din 512 intervenții care au inclus valva mitrală, 304 au fost protezări mitrale, 207 plastii, dintre care 161 plastii mitrale fără inserție de neocordaje și 40 de plastii cu inserție neocordaje de Gore-Tex. Din totalul pacienților, la aceștia se adaugă 15 decese, care au fost în general pacienți cu patologii complexe și grave. Dintre plastiile mitrale, revin la clasificare, 161 au fost din cele fără inserție de neocordajele, 62 au fost doar plastii cu inel, 29 de plastii cu inel și plicatură de inel mitral, 26 de plastii care au inclus alte procedee enumerate. Acest slide l-am pus pentru a aminti că la funcționarea valvei mitrale participă mai multe elemente. Există mai multe clasificări ale valvei mitrale. Cea pe care o folosim în mod curent este clasificarea carpantie cu două foițe, câte trei segmente pe fiecare foiță valvulară. După clasificarea după carpantie, tipurile de regurgitare mitrală se împart în trei clase, referitor la mobilitatea valvelor, care poate fi normală, excesivă sau redusă. Etiologic există numeroase patologii care pot determina insuficiența mitrală. În ceea ce privește tehnicile de reparare, există mai multe tehnici. Așa numită French Correction, care constă în rezecția excesului de țesut valvular prolabat, translocație de cordaje, scurtarea cordajelor la o plastie modelantă și de American Correction, în care nu se realizează rezecție, se încearcă păstrarea cât mai mult a valvei native, se folosesc doar cordaje cu Gore-Tex și anuloplastie. Într-un articol publicat în Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery sunt descrise mai mult de 24 de tehnici de reparare a valvei mitrale anterioare și câteva tehnici de reparare a valvei mitrale posterioare. Cele mai uzuale folosite, aceste slide-uri au fost deja mult prezentate în această seară, sunt rezecțiile quadrangulare pentru mitrala, valva mitrală posterioară, eventual sliding și reconstrucția inelului atunci când este cazul, rezecția triunghiulară și inserția de neocordaje pentru valva mitrală anterioară. În această prezentare mi-am propus să vorbesc în principal despre plastiile care includ inserție de neocordaje. În repararea valvei mitrale anterioare se folosesc neocordaje, rezecții, scurtarea cordajelor și mă voi axa pe neocordaje. Amintesc despre alte tehnici de reparare. În cazul endocarditei, sutura de peciuri de pericard, sutură cu fire simple, rezecție de eventual de zone, de porțiuni din valvă afectate cu vegetații. În ceea ce privește regurgitarea mitrală ischemică, într-un studiu efectuat în California, 65% sunt insuficiențe mitrale funcționale. De reținut că în regurgitarea mitrală ischemică, gestul chirurgical cardiac este mai larg, nu include numai chirurgie mitrală, de obicei include și o revascularizare chirurgicală. Și am ajuns la experiența clinicii noastre. Cum ziceam, au fost operați 497 de pacienți, au avut
în cadrul chirurgiilor cardiace și o chirurgie pe valva mitrală, protezare 59%, 32% plastie mitrală fără neocordaje, 9% plastie mitrală care a inclus inserție de neocordaje, o predominanță a sexului masculin. La pacienții cu plastie mitrală fără inserție de neocordaje, majoritatea, 53%, au avut nevoie doar de un inel, precizând că aceștia, în general, au avut o altă chirurgie cardiacă, un bypass aortocoronarian, o înlocuire valvulară aortică sau alte procedee. Dintre alte procedee, în afară de inel și rezecție quadrangulară, inel și rezecție quadrangulară, s-au utilizat sutura de clef de valvă mitrală anterioară, aplicatura de inel de valvă mitrală posterioară, comisurotomie și splitting de pilier, închidere de perforație de valvă mitrală anterioară cu pedec de pericar, rezecție de vegetație, rezecție quadrangulară de petoi, suturi de comisuri accesorii și doi pacienți cu procedeul al fierii. După cum puteți observa, doar un sfert din pacienții din lotul nostru au avut doar chirurgie mitrală. Rezultatele postoperatorii, marea majoritate a pacienților au fost fără regurgitare, cu regurgitare gradul 1, respectiv în procente de 20-40%, regurgitare gradul 2-39% și un singur pacient cu regurgitare gradul 3. Controlul la un an ne arată o regurgitare, fără regurgitare 24% dintre pacienți, gradul 1 42% de pacienți, regurgitare gradul 2 7% dintre pacienți și 1% regurgitare gradul 3, menționând că o parte dintre pacienții noștri n-au mai venit la control, probabil pentru că se simțeau bine. Trecând la plastia mitrală cu inserție de neocordaje de Gore-Tex, observăm aceeași predominanță a sexului masculin. În clasificarea Carpentier, mare majoritate au fost cu o vârstă medie de 56 de ani, doar 18 pacienți, adică 41%, au avut și alte intervenții cardiace, acestea fiind plastie tricuspidiană tip DV, ca înlocuire valvulară aortică cu proteză mecanică, bypass aortocoronarian, închiderea unui DSA de foramen ovale patent. Pe lângă inserția de neocordaje, alte procedee utilizate au fost sutura unui inel la 41 de pacienți, rezecție quadrangulară la 5 pacienți, sutura unui petec de pericar la un pacient, petec de pericar bovin, comisurotomie, splitting de pilier, sutură de comisuri accesorii și excizie de vegetație. Tehnicile folosite au fost utilizarea de fire de Gore-Tex trecute prin capătul fibros al pilierului, la nivelul extremității comisurale anterioare și posterioare, s-a folosit pleget sau nu, prin tehnica nodurilor, au fost trecute prin margelea liberă a valvelor și verificarea eficienței plastiei s-a realizat prin injectare de ser și măsurarea lungimii cordajelor prin diverse tehnici. În ceea ce privește distribuția pe foițe mitrale a neocordajelor inserate, 19 pacienți au avut inserție doar pe valva mitrală anterioară, 14 doar pe valva mitrală posterioară și 11 pe ambele valve. Numărul mediu de cordaje utilizate a fost de 2,9, cu o variație între 1 și 8. Și aici am un exemplu, un copil de 9 ani, diagnosticat cu prolaps de valvă mitrală anterioară prin ruptură de cordaj principal și insuficiență mitrală gradul 3, intraoperator am avut surpriza de a găsi un prolaps de a 2, a 3 pe 2 prin elongație de cordaje și cleft între pe 2 și pe 3, deci o problemă mai complexă decât se apreciase inițial. Copil de 9 ani, protezarea nu intra în discuție, s-a realizat plastie mitrală cu 5 neocordaje de Gore-Tex pe marginea liberă dintre A1, A2, pe A2, între A2, A3, pe 1, pe 2, pe 2, pe 3, cu închiderea unei comisuri accesorii între pe 2, pe 3. La testare nu a fost suficient și s-a adăugat și un punct al fierii la limita dintre A2, A3, pe 2, pe 3, cu rezultat postoperator foarte bun.
În ceea ce privește distribuția pe segmente valvulare, majoritatea pacienților au necesitat neocordaje pe A2 și pe 2, între A1, A3, pe 1 și pe 4 fiind cam aceeași proporție și mai puțin la nivel comisural. În ceea ce privește endocardita infecțioasă, doar 14% din pacienți au avut endocardită, toți aveau insuficiență mitrală severă. Rezultatele postoperatorii, 98% de pacienți au avut sau regurgitare deloc sau regurgitare gradul 1, un pacient a avut regurgitare gradul 2, la urmărirea postoperatorie la un an, fără regurgitare, 42% de pacienți, 44% gradul 1, gradul 2, 2 pacienți, 5%, gradul 3, un singur pacient și 3 pacienți n-au mai venit la control. S-a redus procentul de pacienți cu fibrilație. Și vrem să spunem că plastia mitrală este o metodă fiabilă, cu rezultate bune, reproductibilă, aplicabilă în chirurgia pediatrică, durabilă. Și aici m-am pus un slide cu un studiu făcut în Japonia pe un interval mare de timp, pe 78 de pacienți, care arată o durabilitate bună a plastiei mitrale.